salonul nostru al artiștilor plastici reprezintă ceva, dacă nu, un punct de reper. A luat ființă înainte de 1989 acest salon. S-a făcut și din 2 ani. Iată, în ultima perioadă am reușit ca acest salon să facem an de an. Este o colaborare pe care Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Argeș, o instituție de cultură finanțată de Consiliul Județean Argeș, o are cu Ceracul Ide Negulici de la Câmpul Lung Mușel, cu Liceul de Artă din Unipatii cu Pitești, cu Cercul de Arte Plastice Donici din Câmpul Lung, cu școala din galerie. Iată, ne-am dat mâna și astăzi aici, în expoziție, sunt 69 de tablouri și 42 de artiști plastici. Sunt piese foarte interesante, le-am urmărit cu atenție pe toate. Responsabilul din partea instituției, preotul Cosmin Brojo, a reușit să-i adune pe acești artiști plastici în această expoziție. Să știți, nu este ușor. Sunt foarte multe orgolii și în această zonă, ca peste tot. An de an, instituția noastră, cel puțin în ultimii ani, a pus la bătaie, dacă aș putea spune, un premiu în cinstea celui care a fost profesor, dar și referent de specialitate în cadrul instituției noastre. Este vorba de Victor Gheorghe Pantelie. Lângă mine se află fratele domniei sale, domnul profesor Nelu Pantelie, cel care, în memoria, va acorda acest premiu unui tânăr reprezentativ care expune în această galerie de aici, de la Centrul Cultural, de la Casa Cărții. Mă bucur că sunt și oameni de specialitate. Munca acestor artiști plastici este de apreciat. Să știți, sunt persoane mai sensibile, sunt persoane care se regăsesc în ceea ce fac și de aceea noi îi sprijinim printr-un salon al artiștilor plastici. Participăm ori de câte ori este nevoie și la diferitele saloane din județ și din țară. Această expoziție este itinerantă, an de an se ține într-o altă locație, tocmai din dorința de a ne apropia de acești artiști, de acești oameni și de a veni în sprijinul iubitorilor de artă plastică. Eu vă mulțumesc că sunteți alături de noi, sperăm să admirați aceste frumoase piese. Dacă vă cântă vreuna, cu siguranță și vă doriți, cred că artiștii noștri, probabil unii vă vor dărui eu, alții, probabil vă veți achiziționa, pentru că artistul plastic trăiește și din așa ceva. Nu sunt costuri foarte mari, dar au nevoie pentru a-și continua munca. Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați venit aici. O să las și colegii mei să vă transmită câteva mesaje, iar în final o să rog pe domnul profesor Patrinie să ne vorbească despre tânăra pe care dânsul a ales-o, să îi acorde acest premiu și să facă câteva considerații cu privire la această ediție a salonului de primăvară al artiștilor plastici din județul Argeș. Parteneriatul nostru, așa cum vă spuneam, este și cu centrul Casa de Cultură Tudor Mușadescu de la Câmpul Lung, cu cenaclul Ide Negulici. Așadar, îl invit să vă vorbească pe domnul director al acestei instituții de cultură din orașul Mușelean, Liviu Cioacă. Această acțiune este, de fapt, începutul primăverii, așa cum știm. Iată, este o bucurie a primăverii, mărțișorul de primăvară, dacă vreți. Este, de fapt, o redeschidere spre un alt an, un alt circuit, o altă trăire. Iată, de data aceasta, prin simțul văzului, aducem în inimile noastre, pentru că sunt convins că voi la școală ați învățat și învățați că atunci când vizualizați o lucrare, bineînțeles, prin intermediul văzului, ea trebuie să ajungă la inimă, pentru că
vizualizarea adevărată este aceea cu inima. Deci cercetați, și știu că dumneavoastră cercetați, de fapt, mesajul din lucrarea respectivă și atunci vedeți și sensibilitatea din talentul pictorului sau autorului care a expus lucrarea. Eu mă bucur foarte mult că am reușit și acest an această colaborare. Într-adevăr, am venit la această expoziție cu lucrări ale membrilor Cenaclului Ide Negulici, pictor din Cenaclu, și câteva lucrări de la elevii care sunt în Cercul Dorici, din Câmpul Lung, Cerc de Pictură din Câmpul Lung. Alături de Liceul de Artă de la dumneavoastră, din Olivari din Pitești. Mă bucur așadar foarte mult și vă transmit și eu căldura acestei primăveri, mesajul de un nou an, și o nouă atitudine în a privi lucrurile. Și aici vreau să fac o mică paranteză, să fim atenți nu numai la mărțișorul în sine, la simbolul în sine, ci la jurul lui, pentru că vă știți, sau nu știu dacă, sau dacă nu descoperiți, acel jur e format dintr-o două culori, alb și roșu, o împletire a lor, iată, o fuziune, iată, să descoperiți aici o nouă viziune în activitatea voastră, în arta plastică, în ceea ce expuneți. Iată, sufletul este deschis și știu că l-aveți deschis către orizonturi frumoase. Vă mulțumesc frumos! Mesajul de astăzi îmi reiterează prilejul de a constata că talentul există. Există și este un dar de la Dumnezeu. Într-un fel, în accepțiune biblică, câțiva talanți dobândiți prin grație divină, câțiva talanți pe care voi, pictorii, îi enunțiți și câțiva talanți pe care, iată, ni-i dăriți și nouă astăzi, care am venit să vă privim în tablourile și să ne bucurăm de toate culorile pe care le-ați așezat pe pânze. Culoarea este, într-adevăr, vocea sentimentelor voastre. Transmiteți prin culoare ceea ce vreți să spuneți lumii. Este un prilej expoziția aceasta să ne cunoaștem într-un fel prin culorile celorlalți, să ne identificăm cu ele și să ne regăsim pe noi înșine, chiar dacă suntem un privitor. Astăzi sunteți la început, la un început de carieră. Nu se știe, într-o zi veți fi profesioniști, veți fi apreciați. Nu-i nimic, nu-i niciun păcat dacă rămâneți și amatori. Până la urmă vă puteți perfecționa chiar și din această ipostază. Citam în însemnările unui amator de artă cum Dorița, în momentul în care nu era un pictor cunoscut, era foarte apreciat de Lazar Munteanu, care a achiziționat tablourile și credea în el și această viziune i s-a confirmat peste ani. Așa că astăzi, cum spunea domnul director, dacă cineva vă cumpără un tablou, poate crede în voi și vă motivează să mergeți mai departe. Tot ce ține de subiectele pe care le-ați ales, de compoziție, de culoare, de tehnică, sunt lucruri care vorbesc despre opțiunile voastre. Mi-au plăcut multe lucruri din expoziție. Am remarcat, aveți acolo în stânga, nu o să spun numele, fiindcă nu sunt foarte cunoscute și mi-e teamă să nu le greșesc, acel portret al unei țărănci mi-a amintit prin privirea pe care o are, chiar de tablourile lui Dorița despre care vorbeam, chiar dacă în sine nu este un tablou perfect, poate nici nu există așa ceva, lumina aceea ochilor este foarte reușită. Aici, în stânga, aveți foarte interesantă asocierea unei primăveri cu o biserică. Iată, spuneam de subiect, această asociere vrea să transmită ceva, este o gândire, practic, a autorului acestui tablou. Aveți în spate o casă veche cu un perete trist, foarte reușit, sau adâncimea compoziției la Gabriel Munteanu, da? Gabriel Ungureanu,
sau covacii de poveste de la din tablourile domnului Pătru. Iată, deși sunt tablouri la care poate un profesionist pe care îl avem aici, o să vă spune că s-ar mai fi putut lucra, fiecare tablou prezintă câte un element reușit, un element mesaj, un element care retransmite foarte bine starea pictorului și gândirea lui. Eu vă urez la toți să fiți într-adevăr niște profesioniști, pentru că a picta înseamnă practic a-ți căuta echilibrul interior și echilibrul în lumea aceasta în care trăim și este un fel de a lua atitudine în fața vieții. Mult succes! N-am să vă spun decât că această expoziție este în sine o expoziție specială, în sensul că ea nu este nici unitară, nici omogenă, tocmai prin faptul că ea reunește artiști plastici, amatori din întreg județul, de vârste diferite. Cei mai în vârstă care expun astăzi au peste 80 de ani, iar cei mai mici, deși expoziția noastră are o limită de vârstă prin regulament, cei mai mici veți vedea că sunt din clasele primare, deoarece la Câmpul Lung, și vedeți, am amintit de foarte multe ori acest oraș, la Câmpul Lung Mușcel există o activitate în domeniul artelor plastice foarte intensă și sunt oameni cu suflet mare, cu inima mare și cu dăruire, care își lupt din timpul lor pentru a coordona diverse grupuri la care participă, bineînțeles, nu doar copii, dar aș aminti aici pe domnul Nicu și îi mulțumesc pentru activitatea pe care o desfășoară cu Cercul Doniș, dar și pe domnul Gheorghe Paulian, care are școala din galerie. Și sperăm ca peste ani să îi vedem pe acești copii aici peste stradă, la liceul Lipati, iar mai târziu, de ce nu, să predea la rândul lor ștafeta unei arte de calitate. Am să vă mai spun doar că atunci când am început colaborarea cu Centrul Județean pentru Conservare și Pompoară Culturii Tradiționale Argeș, în 2007, am avut bucuria ca la panotare să mă ajute chiar artistul plastic Gheorghe Pantelie și a fost un lucru foarte important pentru mine, pentru că am văzut ce înseamnă un om de calitate, am văzut ce înseamnă un om cu dăruire pentru arta plastică de amatori, pentru tine, pentru că după vernisajul de atunci a rămas aproape 3 ore, vernisajul a avut loc tot în această locație, timp în care a vorbit cu studenții de atunci și parcă nimeni nu ar fi vrut să se încheie această frumoasă expunere. Așadar, vă mulțumim pentru că ne onorați cu participarea dumneavoastră la acest salon. Sperăm ca nivelul lui să crească și să fie această activitate a dumneavoastră, mai ales a celor tineri, să fie un model pentru cei din generația dumneavoastră, ca o alternativă de ocupare a timpului liber. Trebuie să recunosc că dacă inițiativa n-ar fi venit din partea domnului director Basilescu, probabil că acest premiu nu exista. Este o recunoaștere pentru care domnirii sale nu trebuie decât, cum se spune, o aduse cele mai puternice mulțumiri, pentru că Gheorghe Pantelie, nu pentru că e fratele meu, ci pentru pur și simplu că este și rămâne un mare artist, trebuie să-i se recunoască această calitate, măcar și prin instituirea acestui premiu. Se încearcă și se va reuși și la Biblioteca Arges să-i se creeze sala de expoziție cu numele Gheorghe Pantelie. Așa trebuie să facem, pentru că suntem un oraș care încă încercăm să ne găsim identitatea culturală, din păcate, cam departe. Dar, în sfârșit, am văzut că se încearcă și pentru asta trebuie să mulțumim și Centrului Cultural și, în mod special, directoare aici prezent, acum pe post de cameraman,
pentru faptul că face niște eforturi deosebite să vizuiască astfel de expoziții și am să încep prin a felicita în continuare cu organizatori și, în mod special, pe Părintele Gheorghiu, pentru faptul că, încet, încet, dar cu pas sigur, a învățat să facă această meserie de curator cu multă pricepere. Este foarte greu a fi curator într-o expoziție în care ai 69 de lucrări, aș putea spune, aproape diferite. Aproape diferite sunt, sigur, școli și școli, dar sunt foarte multe școli care se pot greu asambla într-o expoziție de asemenea amploare. Mă bucur că alături de noi a venit și poeta Magda Grigore, care mă acuză pe mine de un profesionalism, dar eu vreau să o acuz de faptul că am vorbit super pentru această expoziție și mie nu mai lasă decât foarte puțin să spun ceea ce ar trebui să fie un profesionist. Nu sunt critic, sunt cronicar, cu toate că o a doua diplomă, și acum mă laud, este de critic de artă. De ce spun că nu sunt critic, nu pot fi critic de artă? Pentru că sunt subiectiv. Eu am avut norocul să vin aici în sală, că nu exista nici o etichetă pusă și să pot să premiez cât se poate de obiectiv, să mă transform, dacă se poate spune așa, cunoscându-l pe pictorul Gheorghe Pantelie, cu care nu numai că am fost și foarte bun prieten, e un lucru rar între doi artiști, am și lucrat împreună, aș putea spune cu modestia de rigoare că știu cam la ce s-ar fi orientat. Și am încercat să mă transform pentru, știu eu, o jumătate, o oră, în cel care ar fi gustat un anume, spun gustat, ghilimele de rigoare, un anume tip de pictură. Am să o nominalizez și am să vă spun imediat și de ce am ales-o pe aceea și din punct de vedere pictura. Mă bucur că sunteți emoționați, înseamnă că e o expoziție și a atins scopul. Că de fapt asta este scopul. Dar dacă ne mai țineți bun bunii? Nu-i nimic, în viel. Se apropie învierea pe 12 și atunci aveți o situație privilegiată. Pe cine învie în ziua aia știți că este un dodat. A pomenit domnul director de niște nume înainte și, în mod special, de Gabriel Ungureanu, care a luat, dacă nu mă înșel, chiar primul premiu. Primul premiu, da? La Câmpul Lungușel. La Câmpul Lungușel. Și iată o demonstrație că selecția a fost la fel de obiectivă, dovadă că el, după ce a câștigat niște premii, nu numai aici, dar și la Olimpiade, a intrat la facultatea Fostă Grigorescu, ca să spun, Institutul de Artă din București, cu o notă destul de mare, care i-a asigurat și o repartiție la un profesor foarte bun. Demonstrează, de fapt, prin ce face, că este un artist de talent. Cealaltă premiantă, la un an după, Alina Dobrică, de asemenea, a intrat la Facultatea de Arte, tot cu note foarte mari, și nu mai știu anul trecut, că din păcate eu n-am fost... La curtea de arte. Să cer scuze. Probabil că începe să înjoace și mie, să înjoace feste timpul. E bine, că uită să mă iau unde zicea domnul puțin mai devreme. Și totodată, deci acești care au acești premiați, asta nu înseamnă că cei care sunt nu au apreciat selecția făcută în restul expoziției ca fiind la fel de valoroase ca cei doi nominalizați. Eu vreau să vă spun că am mers cu un criteriu foarte simplu, afară de cel care cred eu că ar fi fost punctul lui de vedere. În primul rând știu că se premiază talentele tinere și am mers pe criteriul și al vârstei. Și am zis că dacă nu m-am înșelat în al doilea an, s-ar putea să nu mă înșel nici în al treilea an, mai ales că Simona Beacă, care a câștigat premiul, este cea din spate, i-am satisfăcut curiozitatea domnului, este în clasa 12-a la liceul de artă, să știți că nu este un part tipic. Aș vrea să vă atrag atenția
că am dat din punct de vedere pedagogic, dacă vreți, pentru că asta este profesia mea. Lăsând la o parte că sunt și pictor, am spus sunt și pictor, nu știu, asta nu este treaba mea, dar ca pedagog se pare că am avut cât de cât succes. Sigur că aici centrele celelalte sunt meritorii și fericit, mai ales o zonă care pentru mine este dragă din două puncte de vedere, mă refer la Câmpul Lung. Și ca, dacă vreți, oarecare filiație, tatăl meu este din zonă, dar și ca ce face Câmpul Lung din punct de vedere cultural. Au trei, dacă nu mă înșel, puncte școlare, ca să spun așa, pentru a crea, toate că e improbul spus să creeze artiști, dar măcar să-i strângă în niște locații și să-i păstorească cu un specialist. Spre exemplu, Peco, care așa era proiectul, Paulian, face treaba asta de nu știu câți ani de zile. Un alt produs al nostru, domnul Cioacă, care a fost elevul liceului de artă. Iată că nu se dezminte și are și el un centru foarte bun. Cristea Mioveniu, Stan se ocupă, sau cum îi cheamă, Nelu... Constantin, scuze, de la Câmpul Lung. Și așa mai departe, adică sunt o serie întreagă de, să spun așa, pasionați care, prin ceea ce fac, scot pe bandă rulantă, dacă vreți, și nu este gratuit ce spun, nu numai artiști profesioniști, dar și acești artiști amatori de care pomenea distinsa doamnă Grigore, care sunt o prezență din ce în ce mai numeroasă și din ce în ce mai bună. Eu, întâmplător, am și o cursă așa mai spre 7 decenii, am văzut și am urmărit multă artă în România și vreau să vă spun că progresul este evident. Deci amatorii și cu profesioniști au început să se confunde la un moment dat prin calitatea, hai să-i spun produs, poate nu e prea propriu, produsul infinit. Mă refer aici la compoziție, la știința compoziției, mă refer aici la cromatica pusă în lucrări, mă refer la, dacă vreți, chiar și selectarea unor subiecte, pentru că este foarte important ce pui pe o suprafață. Care este suprafața respectivă. Și pentru că v-am satisfăcut curiozitatea asupra numelui și pentru că sunt ultimul vorbitor care s-ar putea să fiu nu prea iubit ca ceilalți, mă opresc aici, cred că m-a suportat, citind ce scrie pe această diplomă. Din păcate, domnișoara Simona Beacă este la simulare, că e clasa a 12-a, dar asta nu înseamnă că nu omânează profesorul ei, care este aici de față, pictorul Daniel Preduț, pe care chiar și-l invit să primească diploma. Se acordă premiul artist plastic Gheorghe Pantelie, domnișoarei Simona Beacă, cu ocazia salonului de primăvară a artiștilor plastici, amatori ai județului Argeș. Am oftat puțin pentru că pe această diplomă se află un foarte frumos autoportret și cu umor făcut de Gheorghe Pantelie, care se ironizează la vârsta de 60 de ani, dacă o să vă uitați atent, are o față intenționat îmbătrânită. Este, dacă vreți, o persiflare și la faptul că a primit un premiu mai mult simbolic la vremea respectivă, mă refer la o diplomă, nu exista un premiu Sorin Matilescu atunci. și cu o trimitere la cei 60 de ani care încep să anunțe vorba lui unui critic, dar că nu are importanță, că după 60 nu vin 50, vin 70 de ani. Vă mulțumesc și la mulți ani! Mulțumim domnului profesor! Peste câteva zile, la sfârșitul lunii martie, domnul profesor va face o frumoasă vârstă, 7 decenii de viață și cu această ocazie la București se organizează o expoziție retrospectivă Ion Pantilie. Mă bucur că putem și noi ajuta, sincer mă bucur, pentru că realmente domnia sa merită acest lucru. Din păcate, nu s-a găsit un spațiu în Pitești, dar
București, l-am întins o mână, toată această expoziție pe care domnia sa o realizează la București, până la sfârșitul anului, o vom realiza, sper eu, și într-un spațiu din Vitej. Mi-aș dori foarte mult acest lucru. Vreau să vă spun că această expoziție va fi deschisă timp de 2 săptămâni aici, la spațiul din Casa Cărții, deci de la Casa Cărții. Mulțumim încă o dată Centrului Cultural Vitej, partenerul nostru din această zi și la această manifestare. Sper să avem colaborări în continuare cu doamna directoare Carmen Elena Salu. Vă mulțumesc și dumneavoastră și acum vă dă posibilitatea să admirați aceste piese deosebite ale artiștilor plastici din județul Argeș. Vă mulțumim pentru faptul că ați răspuns invitației noastre și vă dorim o zi bună în continuare. Thank you.
Thank you.